suflet chinuitru de tot. Gândiți-vă că a plecat de la 14 ani din insulele Capului Verde, unde o sărăcie luce și că efectiv îți plânge pe giderul de foame, s-a dus în Portugalia cu două ghete în spinare și cu vise, a stat câțiva ani prin niște legi inferioare de unde, cumva l-a găsit un scouter oltean și l-a pescuit, jucând câțiva ani bunicii prin Liga 1 la Craiova, a dat vreo 9 goluri într-un sezon, cel mai bun sezon din viața lui. De acolo a plecat în Rusia la o echipă care s-a desfințat în 2008 și a câștigat Cupa Rusiei, singur trofeu din cariera lui, de unde s-a întors din nou la Craiova și după vreo 2 ani sau ceva de genul n-a mai auzit nimeni de el nici în ziua de azi. Mersi.